O componentă importantă a învățământului de specialitate este activitatea practică, adică aplicarea cunoștințelor teoretice. Studenții Universității din Petroșani, Facultatea de Științe, Asistență Socială, chiar dacă învață în zona cea mai afectată din județ din punct de vedere economic, vor face practică la DEVA mai exact în cadrul Direcției de Asistență Socială, diversificând astfel zona de practică. Conform parteneriatului încheiat în această lună între cele două instituții, printre obiectivele urmărite de studenți sunt cele privind familiarizarea acestora cu modul de organizare și funcționare a DAS-DEVA, legislație, procedurile de prevenire și intervenție utilizate în asistența socială, categoriile de beneficiari și identificarea nevoilor și problemelor acestora, o altă categorie privește măsurile și acțiunile întreprinse de către DAS-DEVA în rezolvarea problemelor de asistență socială, în vederea îmbunătățirii și creșterii calității vieții beneficiarilor, precum și analiza documentelor și a instrumentelor de lucru, lucru utilizate la întocmirea dosarelor de cazuistică socială. Studenții din Petroșani vor mai colabora cu DAS DEVA și pentru elaborarea și utilizarea în practica unor instrumente de investigație socială. Colaborarea între Direcția de Asistență Socială DEVA și Universitatea din Petroșani a fost încheiată pe o perioadă de patru ani, care se poate prelungi automat pentru încă un an, dacă părțile nu o vor denunța.